Ședința Comisiei Juridice, denumiri, disciplină, imunități și validări din 23 februarie 2022. O ședință de dezbatere dedicată proiectului de lege pentru desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, L99. Ședința de astăzi debutează cu dezbaterea cu reprezentanții sistemului judiciar. Salut prezența și le mulțumesc pentru că au răspuns afirmativ invitației privind participarea la această dezbatere de astăzi, domnului Cătălin Predoiu, ministru Justiției, doamnei judecător, președinte a înaltei curs de casație și justiție, doamna judecător Corina Curbu, domnului președinte judecător Mihai Bogdan Mateescu, președintele CSM, doamnei procuror șef adjunct DNA, doamna procuror Mădălina Scarlat și domnului Mihai Pașca, secretar de stat în cadrul Ministerului Justiției. Vă mulțumesc, stimați invitați. Suntem un cvorum, membrii Comisiei Juridice. Intrăm direct în dezbaterea generală asupra acestui proiect de lege, așteptat în comunitatea legislativă ca obiectiv al Coaliției de Guvernare și al Cabinetului condus de premierul Nicolae Ciucă, de fapt un obiectiv strategic, dacă este să-l numim așa, inclus în lista de obiective de îndeplinit de către România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare al Comisiei Europene, MCV, și celălalt instrument nou introdus de Comisie, mecanismul asupra statului de drept. Intrăm în dezbaterea generală asupra acestui proiect între membrii Comisiei și invitații noștri. Vă propun ca și procedură, stimați membri ai Comisiei Juridice, ca la această dezbatere generală să dăm cuvântul invitaților noștri în ordinea menționată anterior, domnului ministru al Justiției, doamnei președinte al Înaltei Curți, domnului președinte al CSM și doamnei procuror șef DNA, doamna Scarlat, urmând ca acei colegi membri ai Comisiei care doresc să ia cuvântul la dezbateri generale și să adreseze după caz întrebări invitaților noștri să o poată face în partea a doua a ședinței noastre. Timpul alocat acestei dezbateri cu reprezentanții sistemului judiciar, circa 60 de minute, urmând apoi o altă dezbatere cu colegii invitați din cadrul asociațiilor profesionale ale magistraților și societatea civilă. Domnule ministru Cătălin Predoiu, vă mulțumesc. Doamna președintă, pe procedură, dacă îmi dați voie, vă rog. Vă rog, vă ascult, doamna senator, vă ascult. Doamna președintă, invocând atât regulamentul Senatului, articolul 74, alineat 4, coroborat cu regulamentul Comisiei Juridice, articolul 18, litera 12, în cazul în care Comisia examinează în fond mai multe proiecte de legi și propuneri care au același obiect de reglementare, aceasta va întocmi un singur raport de admitere. Eu vă solicit suplimentarea ordinii de zi cu un punct, și anume proiectul L76/2021, proiect de lege care privește desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor de justiție, precum și modificarea și completarea unor acte normative din domeniul justiției, aflat de altfel pe agenda comisiei noastre și lăsat în nelucrare, după cum cunoașteți. Vă mulțumesc pentru solicitare. Este pertinentă, doar că nu este introdusă în ședința corespunzătoare. Ședința de astăzi este o ședință dedicată exclusiv dezbaterii generale. Vom avea în vedere această propunere a dumneavoastră și o vom supune pe ordinea de zi, este de altfel și regulamentară, în cadrul ședinței care va avea loc chiar în cursul zilei de mâine și care va avea în vedere dezbaterea raportului, pentru că acolo înțeleg că solicitați să dezbatem proiectul în conexiune, având același obiect, cu privire la raport și cu privire la amendamente. Ori lucrul acesta, ca să pot să-l fac, trebuie să am pe ordinea de zi dezbaterea asupra raportului și amendamentelor. Ori noi nu avem acest lucru, n-am la ce să conexez solicitarea dumneavoastră, o voi conexa în cadrul ședinței în care avem ca obiectiv dezbaterea raportului și amendamentelor pe proiectul L99 de astăzi. Solicitarea dumneavoastră este conform regulamentului, doar că trebuie propusă în cadrul ședinței în care dezbatem un raport ca să am la ce să conexez solicitarea. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, vom relua solicitarea și o vom susține în cadrul ședinței de mâine a Comisiei Juridice, când vom analiza raportul și amendamentele asupra L99. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Intrăm în dezbaterea generală asupra proiectului de lege privind desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Domnule ministru Cătălin Predoiu, sunteți inițiatorul proiectului. Vă invit
să luați cuvântul în cadrul dezbaterii generale. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, doamnă președintă. Doamnă președintă, stimați membri ai comisiei, onorați invitați, voi face câteva considerații în legătură cu conținutul normativ al proiectului, urmând să închei cu câteva considerații legate de contextul reglementării. Așadar, proiectul își propune să desființeze secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Cum ați spus și dumneavoastră, un obiectiv în cadrul programului de guvernare și, în același timp, un obiectiv al mecanismului de cooperare și verificare pe justiție, desfășurat cu Comisia Europeană. Principalele reglementări pleacă de la însăși scopul acestei propuneri de lege, respectiv desființarea SIJ, urmată de preluarea competenței SIJ de către parchete, acestea urmând a fi instrumentate, cauzele urmând a fi instrumentate doar de procurori, anume desemnați în acest sens, potrivit unei proceduri propuse prin proiectul de lege. Competența se va prelua de către secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru infracțiuni săvârșite de judecătorii și procurorii care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii în alte curți de casație și justiție și procurorii de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de judecătorii de la curțile de apel și Curtea Militară de Apel, precum și de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. Parchetele de pe lângă curțile de apel pentru infracțiunile săvârșite de judecătorii de la judecătorii, tribunale militare și de procurorii de la parchetele care funcționează pe lângă aceste instanțe. Procurorii anume desemnați efectuează urmărirea penală în situația în care, alături de magistrați, sunt cercetate și alte persoane, doar dacă, subliniez doar dacă, din motive temeinice, privind buna desfășurare a urmăririi penale, cauza nu poate fi disjunsă. Regula fiind, deci, disjungerea. Procurorii anume desemnați sunt selectați în urma unei proceduri la propunerea plenului Consiliului Superior al Magistraturii de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru o perioadă de 4 ani care poate fi reînnoită pentru încă 4 ani. Numărul maxim de procurori din cadrul secției de urmărire penală și criminalistică este de 14, iar numărul maxim de procurori în cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel este de 3 pentru fiecare dintre acestea. Condițiile de desemnare pentru procurorii de la secția de urmărire penală și criminalistică sunt următoarele. Grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 15 ani vechime în funcția de procurori, calificativ foarte bine la ultimele 2 evaluări profesionale, fără sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani, conduită morală ireproșabilă, experiență profesională semnificativă în supravegherea sau efectuarea urmăririi penale. Condițiile pentru desemnarea procurorului în cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel, vechime de cel puțin 12 ani în funcția de procuror, calificativ foarte bine la ultimele 2 evaluări profesionale, fără sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani, conduită morală ireproșabilă și, de asemenea, experiență profesională semnificativă în supravegherea sau efectuarea urmăririi penale. Încetarea calității de procuror desemnat se dispune de către Procurorul General la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în cazuri anume prevăzute de lege, respectiv ineficiență profesională, acerea procurorului desemnat, situația unei sancțiuni disciplinare, imposibilitatea exerciterii atribuțiilor sau mutarea procurorului într-o altă secție a parchetului de legale, detașare sau transfer. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii propune Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție procurorii ce urmează a fi desemnați în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Aș dori de asemenea să menționez că proiectul de lege a fost avizat de către Consiliul Superior al Magistraturii fără observații și de către Consiliul Legislativ. În ceea ce privește contextul emiterii proiectului de act normativ, aș vrea să menționez, așa cum spuneam, că obiectivul este menționat în cadrul raportului MCV,
ca un restant și că este imperios necesar ca România să adopte o reglementare care să îndeplinească acest obiectiv, respectiv să desființeze secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție. De asemenea, aș menționa faptul că în legătură cu această chestiune au fost deja emise 3 avize de către Comisia de la Veneția, respectiv avizul 924 din 2018, 950 din 2019 și 1036 din 2021. 3 avize pe care le-am avut în vedere atunci când am procedat la redactarea proiectului de lege. Aș menționa de asemenea că Grupul Statelor Împotriva Corupției, GRECO, Consiliul Europei, a menționat de asemenea într-un raport ad hoc adoptat la 23 martie 2018 necesitatea desființării acestei secții. S-au făcut câteva demersuri anterioare cu privire la desființarea acestei secții. Unul dintre ele a fost menționat deja de către o doamnă senator, membra Comisiei. Au fost și altele, toate rămase fără rezultat. Cauza principală a acestor eșecuri anterioare fiind faptul că proiectele nu au reușit să întrunească și să obțină avizul pozitiv al Consiliului Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției. Consiliul care reprezintă sistemul judiciar alături de Înalta Curte de Casație și Justiție. În ceea ce privește modalitatea de promovare a proiectului, încă de la preluarea mandatului doresc să informez onorata Comisie Senatorială faptul că am întreprins foarte multe și intense consultări în cadrul sistemului judiciar și nu numai, inclusiv cu Comisia Europeană. Am dorit să aflăm care este opinia, respectiv opiniile reprezentanților asociațiilor magistraților, membrilor CSM, magistraților cu experiență, lideri din sistem recunoscuți. Am discutat foarte mulți parlamentari, vicepreședinta Comisiei Europene, comisarul pe justiție, în două, respectiv trei rânduri. Am discutat cu alți miniștri de justiție din Europa despre modalitățile în care se poate construi o soluție astfel încât să ne atingem obiectivul și el, această atingere a obiectivului, să fie luată în considerare la redactarea viitorului raport MCV. Ceea ce am constatat în interiorul sistemului judiciar nu a fost o neutate, ci a fost o confirmare a ceea ce cunoșteam deja, dar eram obligat să verific din nou la începutul mandatului, și anume că există două opinii conturate cu privire la acest subiect. Ne-am plecat în discuție de la o realitate care arăta în felul următor. Parte din asociații mi-au cerut deschis să nu procedez la desființarea SIS-ului. Alte 3 asociații, din cele 6 existente, vorbesc de asociațiile magistraților, mi-au cerut imperios să procedez imediat la desființarea SIS-ului. Cum știți, și în spectrul politic există de asemenea o diversitate de opinii. Asta a fost o primă chestiune. Prima problemă pe care o aveam de rezolvat în față. Cum să redactăm un proiect de lege astfel încât să ne atingem obiectivul și să satisfacem și așteptările sistemului judiciar. Mi se pare firesc ca Ministerul Justiției să ia în calcul aceste așteptări din sistemul judiciar. În plus, chiar într-unul din avizele Comisiei de la Veneția, în avizul 1036 din 2021, se spune că un demers legislativ eficient nu poate fi făcut decât cu susținerea, cu acordul reprezentanților sistemului judiciar. Demers eficient. Ideea de eficiență conduce la ideea de funcționalitate a sistemului pus în operă după ce desființăm SIS. De aceea am condus aceste consultări intense și repetate cu Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentantul sistemului judiciar alături de Înalta Curte și este garantul independenței justiției. De aceea mi-am propus ca obiectiv de etapă obținerea unui aviz pozitiv din partea Consiliului Superior al Magistraturii.
astfel încât și sarcina Parlamentului să fie facilitată de existența unui acord de opinii în ce privește conținutul reglementării între Ministerul Justiției, deci Guvern, Executiv, și Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției. Nu am dorit și am făcut toate demersurile să nu ajung în situația de a pune Parlamentul în fața unui opțiuni dificile. Pe ce cale să merg? Pe calea propusă de executiv sau pe calea propusă de Consiliul Superior al Magistraturii, dacă cele două s-ar fi contrazis? Acesta e motivul pentru care noi am redactat proiectul ținând cont de aceste consultări. Am redactat proiectul ținând cont și de recomandările Comisiei de la Veneția. Trei e deja existente pe masă. Eu sunt conștient că orice proiect de lege elaborat într-un astfel de context comportă discuții și sunt gata să le port. Dar eu cred că Ministerul Justiției, cel puțin până în acest punct, și-a îndeplinit obiectivele, respectiv, a obținut consensul, are un proiect de lege, l-a propus Parlamentului, iar Parlamentul poate să dezbată acest proiect în condițiile în care, între propunerea Ministerului și avizul CSM, există uniformitate, coerență, armonizare de opțiune legislativă. Acesta este motivul pentru care astăzi, în fața dumneavoastră, susțin acest proiect, așa cum am făcut-o și la Camera Deputaților. Rămân la discuția noastră pentru întrebări. Timpul, cred că a expirat, mi-a semnalat și alarma pe care mi-am făcut-o, să respect și timpul celorlalți. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Evident că vom intra într-un dialog imediat ce-și expun prezentările generale și ceilalți invitați în cadrul sesiunii de întrebări pe care o au la dispoziție membrii Comisiei. Doamna judecător Alina Corbu, Corina Corbu, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, vă invit la dezbaterea generală asupra proiectului. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Stimați membrii Comisiei, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru invitație. Cred că este deosebit de important să aveți punctul de vedere al tuturor părților interesate în luarea deciziilor care privesc sistemul judiciar. În ceea ce privește proiectul de lege pentru desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, m-am numărat printre membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au susținut avizarea favorabilă acestuia, mai ales în contextul în care, în forma supusă a avizării, fuseseră preluate deja multe observații prealabile formulate de Consiliu. Pentru că aveți acces la hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a avizat pozitiv proiectul, mă voi limita în acest moment doar la a sublinia câteva chestiuni referitoare la contextul în care se pune în dezbatere acest proiect. Indiferent de părerea fiecăruia cu privire la utilitatea SIJ-ului, este în prezent indubitabil că acesta nu mai putea fi păstrat sau aceasta nu mai putea fi păstrată în reglementarea actuală. Dacă ne uităm chiar și la ultimele rapoarte de activitate ale secției, vedem că nu era vorba doar de probleme, știu eu, de imagine sau de percepție publică, dar și de probleme de fond, administrative și logistice, care i-au conferit o capacitate, să fim sinceri, instituțională precară. N-are niciun sens să discutăm astăzi despre cauzele care m-au condus la o asemenea concluzie. Pe de altă parte, în special în contextul polarizării care există asupra acestor chestiuni, atât în societate, cum bine spunea domnul ministru, cât și în interiorul sistemului judiciar, este la fel de evident că este necesară astăzi o nouă reglementare, care însă trebuie să constituie fără îndoială o reformă. Punem noi un pas înainte și nici de cum o simplă restaurație. Nu putem face nici noi și nici dumneavoastră astăzi abstracție de analiza făcută în trecut de inspecția judiciară în ceea ce privește cauzele cu magistrați instrumentate de o altă unitate de parchet specializată la acel moment, unde s-au ridicat numeroase semne de întrebare și nici de percepția publică legată de aceste chestiuni.
În tot procesul de dezbatere a desființării SIJ, și o spun cu regret, personal nu am perceput o asumare a aspectelor negative semnalate în trecut. Și nu s-a prevăzut sau nu s-a prezentat vreun plan de măsuri concrete pentru corectarea lor. Cel puțin la nivel public, eu nu am perceput un astfel de plan, deci nu cunosc dacă a existat sau nu. Ori într-o asemenea situație, așa cum rezultă și din consultarea judecătorilor instanței supreme cu privire la unul din primele proiecte de desființare a secției, noi nu am putut susține niciodată întoarcerea pur și simplu la situația anterioară momentului înființării SIJ. Și asta am spus-o și la acel moment și o repet și astăzi în fața dumneavoastră. Din această dublă perspectivă, soluția legislativă propusă astăzi de Ministerul Justiției pare, în opinia mea, aptă să atingă un punct de conciliere, permițând atât tratarea în mod eficient, imparțial și cu celeritate, spunem noi, a eventualelor fapte penale comise de judecători și procurori, oferind, pe de altă parte, și garanții pentru corectitudinea și echilibrul procesului de selecție și de funcționare a corpului de procurori special desemnați. Și nu reiau argumentele pentru că le-a expus deja domnul ministru al Justiției. Aș vrea să mai subliniez faptul că aceste garanții despre care am vorbit și noi și s-a vorbit foarte mult în spațiul public, nu instituie vreo imunitate pentru magistrații care încalcă legea și care nici măcar, spunem noi, nu sunt și nu trebuie să fie privite ca fiind în interesul acestora, ci în interesul cetățenilor care anual apelează la nivelul milioanelor la justiție. Din acest motiv, am susținut și susțin în continuare acest proiect, chiar dacă, sub unele aspecte tehnice colaterale, el ar putea să prezinte și unele vulnerabilități care mi-au fost semnalate de judecătorii secției penale în altei curți. Și mă refer în concret la extinderea competenței în primă instanță în altei curți și la judecătorii curților de apel, precum și la magistrații asistenți din cadrul în altei curți sau din cadrul curții constituționale. Aspecte care ar putea crea o încărcare și mai mare a secției penale a instanței supreme cu efect direct asupra celerității actului de justiție. Însă am amendat această problemă cu domnul ministru și urmează ca împreună să discutăm pentru a identifica posibile soluții pentru prevenirea unui astfel de impact, inclusiv sub aspectul regândirii altor competențe sau a schemelor de personal. Vă mulțumesc tuturor și rămân la dispoziție pentru alte aspecte. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule ministru, domnule președinte al CSM. Aș vrea să fac o observație. În Senat există mai multe comisii grele, considerate politic grele, conduse de femei. Deci există așa un spirit de susținere a leadership-ului feminin și în politică. Și cu permisiunea noastră, pentru că sunteți de partea cealaltă a taberei, aș dori să o invit pe doamna, să-mi permite să o invit pe doamna Scarlat să ia cuvântul. Sunteți a doua invitată din grupul invitaților de astăzi, urmând ca domnul președinte CSM să ia cuvântul după dumneavoastră. E ok? Da, sigur. Mulțumim foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, doamna procuror, vă rog. Îmi așteptam. Bună ziua, stimați membri ai comisiei și stimați invitați. Numele meu este Mădălina Scarlat, sunt procuror șef adjunct al DNA. Vă mulțumesc pentru invitație. Poziția noastră raportată la proiectul de desfințare a SIJ este, cred că, deja cunoscută. Și noi salutăm demersul de desfințare a secției speciale, însă ceea ce nu am înțeles și nu rezultă nici din expunerea de motive și nu există nici argumente juridice, nici de altă natură pentru acest lucru, este de ce nu se poate reveni la situația anterioară înființării SIJ, și anume de ce nu poate reveni competența, sigur, pe segmentul de competență al Direcției Naționale Anticorupție și al DICOT-ului, de ce nu poate reveni la structurile specializate. Practic, proiectul prezent exclude procurorii DNA și procurorii DICOT de la a-și desfășura atribuțiile de servici cu privire la un anumit segment sau o anumită categorie profesională și anume magistrații. În prezent, orice faptă
care intră în segmentul de competență al Direcției Naționale Anticorupție, indiferent de cine este ea săvârșită, poate fi cercetată de Direcția Națională Anticorupție cu o singură excepție, și anume judecătorii și procurorii. Mai nou, așa cum a rezultat proiectul din Camera Deputaților, nici judecătorii Curții Constituționale și nici magistrații asistenți nu mai pot fi cercetați, deși ei nu intrau în categoria care era de competența SIJ, au fost introduși printr-un amendament în Camera Deputaților. Este discutabilă și această chestiune, voi reveni asupra ei. Foarte frumos spunea domnul ministru cu ocazia întâlnirii din Camera Deputaților că în România orice procuror este prezumat până la proba contrarie că este bine pregătit și dincolo de orice dubiu. Sunt total de acord cu această afirmație, însă subliniez că ea este valabilă inclusiv pentru procurorii DNA. Și ei cred că sunt dincolo de orice dubiu și bine pregătiți până la proba contrarie. Tocmai de aceea, preocuparea noastră este de ce această excludere a lor și nu numai din punctul nostru de vedere, dar și din modul cum percep organismele internaționale și societatea această excludere. Pentru că ea este evidentă, se discută. Motivele, cel puțin cele pe care le-am auzit eu și care sunt discutate în spațiul public, sunt cam de trei categorii. Deci principalul, sau mă rog, discutat, mult discutatul, această posibilitate de șantajare a judecătorilor de către procurorii DNA care ar avea interes în a primi soluții favorabile în cauzele deduse judecății. Această chestiune a fost de lung discutată, a fost cumva întamată inclusiv de asociațiile profesionale, de presă. Această posibilitate, dacă ea ar exista, este evident o ipoteză, nu este exclusă, indiferent care ar fi structura care se ocupă de cercetarea magistraților. Pentru că orice procuror, dacă pornim de la această premisă, are interesul ca cauzele pe care le deferă justiției să fie finalizate cu soluții evident de condamnare și indiferent că vor fi procurorii desemnați potrivit prezentului proiect, că sunt procurorii de la SIJ sau că sunt procurorii de la vreo direcție specializată, dacă se pune problema în această modalitate, eu zic că nu este exclusă prin prezentul, sau mă rog, prin modul în care se redacta prezentul proiect de lege. Cealaltă problemă, de asemenea discutată, dar niciodată așa atinsă punctual, este aceeași a ziselor abuzuri săvârșite de DNA. S-a vorbit chiar acum de către doamna președintă în alte curți de rapoartele inspecției judiciare în legătură cu acest aspect. Eu personal nu cunosc exact decât un singur raport al inspecției judiciare în ceea ce privește activitatea DNA în cauzele cu magistrați. Raport care se află în prezent într-o cale extraordinară de atac, mă rog, așa, cu privire la care însuși TSM a afirmat într-un context că nu produce consecințe juridice. În sfârșit, să revenim la aceste abuzuri, mă rog, este de asemenea o ipoteză de lucru. În prezent eu nu cunosc să existe nicio hotărâre de condamnare, nici penală, nici de altă natură disciplinară, pentru vreun abuz săvârșit de un procuror DNA în legătură cu vreo cauză în care au fost cercetați magistrații. Dar chiar și dar exista, dacă s-ar apărea mâine, să zicem, răspunderea atât penală cât și disciplinară este personală și nu se poate pune anatema pe întreaga instituție pentru presupusele sau chiar certele, dacă se vor dovedi, fapte ale unor persoane. Spunea o colegă de-a mea, reprezentantă a unei asociații, că din păcate, spunea dumnea ei, pentru fapta unei persoane trebuie să răspundă o instituție întreagă. Eu cred că este o abordare extraordinar de periculoasă, sper că, mă rog, a fost o eroare de exprimare, pentru că nu cred că se poate susține că pentru fapta unei persoane sau a unor persoane trebuie să răspundă o instituție întreagă. Pentru că în această situație, mă rog, s-ar putea extinde și la situații în care, eu știu, unii judecători au fost condamnați pentru fapte de corupție și aceasta nu înseamnă că întreaga instanță este vinovată pentru faptele acelor persoane. Sau, mă rog, unii procurori și aceasta nu înseamnă că întreg parchetul e vinovat pentru faptele respective. De asemenea, un alt motiv care s-a mai vehiculat în legătură cu nerevenirea la DNA a competenței ar fi faptul că în eventualitatea săvârșirii de infracțiuni de către chiar procurorii DNA nu ar putea fi cercetați de ei înșiși. De asemenea, vreau să subliniez că această chestiune
este valabilă indiferent de structura care are competența în cercetarea magistraților și de asemenea vreau să subliniez că în concret DNA a avut în trecut situații de procurori DNA, actualmente evident foști procurori DNA, trimiși în judecată și care au primit și soluții de condamnare. Deci nu a fost o problemă din punctul nostru de vedere această chestiune. O altă chestiune asupra căreia urmează să vă aplecați și pe care noi vrem să o aducem atenție este faptul că toate organismele internaționale la care s-a referit și domnul ministru au avut în vedere ca noua structură sau, mă rog, noua entitate care cercetează magistrați să se bucure de specializare. Această specializare în prezentul proiect de lege este prevăzută practic pe hârtie. Sigur că toți procurorii din România sunt pregătiți, sunt total de acord cu acest lucru. Însă direcțiile specializate de DNA și DICOT, exact pentru aceasta au fost create, să cerceteze anumite infracțiuni exclusiv. Aceasta este rațiunea de a fi a direcțiilor și din acest motiv suntem și dotați logistic și cu specialiști și așa mai departe și dintr-un punct de vedere cât se poate de pragmatic, mi s-ar părea mult mai firesc ca direcțiile specializate să cerceteze și această categorie profesională, evident, subliniez din nou, pe segmentul nostru de competență. Ceea ce trebuie din nou subliniat este că din 2004 încoace au existat practic două etape. O etapă în care DNA a cercetat magistrați pentru infracțiunile care intrau în competența lor, timp în care au existat rezultate concrete, sunt palpabile, sunt peste 118 magistrați condamnați definitiv, mulți dintre ei de condamnați definitiv de către înalta curte, pentru infracțiuni ce intrau în competența noastră. Din 2018 există SIJ, nu există nici măcar un magistrat condamnat pentru vreo infracțiune de competența DNA, nu mă refer la cele de drept comun. Iar, mă rog, în acest moment se pune problema în desfințării SIJ și acordării competenței în această modalitate. O altă chestiune care este criticabilă este, în legătură cu acest proiect, este în opinia noastră modalitatea de desemnare sau de recrutare a procurorilor care urmează să cerceteze magistrați, pentru că încalcă un principiu care este și consacrat legislativ în articolul alineatul 2 din legea 303 pe 2004 și anume acela al separării carierelor. Este un principiu care practic are la bază un principiu fundamental din Constituție. Am mai semnalat acest lucru și atunci mi s-a răspuns că nu e niciun fel de problemă pentru că și în trecut procurorii au avut atribuții în desemnare, mă rog, procurorii din CSM, evident, e vorba de plenul CSM, au avut atribuții în desemnarea judecătorilor în alte curți și n-am părut să avem o problemă atunci. Nu s-a pus problema să avem o problemă atunci, numai că acest lucru nu mai există în prezent în vigoare, tocmai pentru că există acest principiu al separării carierei. Procurorii nu pot interfera în cariera judecătorilor și nici judecătorii în cariera procurorilor. Faptul că membrii CSM judecători ar avea atribuții în desemnarea procurorilor care urmează să efectueze cercetarea penală în cauzele cu magistrați, ar însemna, practic, ca un cuvânt de spus în cariera lor. Acest lucru, dacă veți căuta în orice fel de procedură, nu este valabil și în sens invers. Adică în nicio altă situație, membrii CSM procurori nu au ceva de spus în legătură cu cariera judecătorilor. De asemenea, ce mai dorim să supunem atenției dumneavoastră, așa cum am spus și mai devreme, este introducerea magistraților, asistenți și a judecătorilor curții constituționale. E adevărat că proiectul de la minister nu a plecat în această formă. Această chestiune a fost introdusă printr-un amendament în Camera Deputaților. Nici acest lucru nu este justificat, sau eu nu am văzut o justificare sau o expunere de motive cu privire la această chestiune. Aș dori doar să subliniez că judecătorii curții constituționale nu sunt magistrați de carieră, au statut diferit față de judecătorii și procurorii de carieră, obligații și drepturi diferite, modalitatea de desemnare, de numire, de recrutare total diferite și nu
găsesc că se poate pune semnul egalității între aceștia. În opinia mea, aducerea judecătorilor Curții Constituționale în competența acestor procurori, anume desemnați pentru cercetarea magistraților, nu este nici justificată juridic, nu înseamnă decât o ciuntire în plus a competenței DNA și mai naște și pericole de alt tip, mă rog, ca și existența acestei modalități, și anume luarea practică a dosarelor DNA prin implicarea sau existența unei plângeri sau așa, a unui magistrat, mă rog, magistrat sau judecător al Curții Constituționale. Vreau doar să subliniez că în prezent judecătorii Curții Constituționale sunt de competența DNA, nu au avut niciodată nicio legătură cu SIJ, cu desființarea, cu reînființarea, cu înființarea SIJ și nu vedem care ar fi motivul pentru care acest lucru trebuie schimbat în acest moment și în această formă, mă rog, printr-un amendament în Camera Deputaților, a cărei motivare eu nu am găsit-o, nu am înțeles-o. Cam acestea ar fi lucrurile pe care vrem noi să le subliniem și de asemenea să subliniem atât în plus preocuparea noastră ca această chestiune să nu fie percepută de către populație, deja poate este percepută așa de către unii dintre colegii noștri, ca o sancțiune pentru DNA, pentru niște abuzuri pe care nu le-a săvârșit sau dacă le-a săvârșit, le-au săvârșit niște persoane și nu o instituție. Eu sunt aici în primul rând pentru a apăra această instituție care ea și-a dovedit eficiența în timp, indiferent care au fost oamenii care au trecut, oamenii vin și pleacă dintr-o instituție, la fel și conducătorii săi. Dar instituția rămâne și ea reprezintă un simbol și preocuparea noastră cea mai importantă este că acest lucru se discută în spațiul public, judecătorii și procurorii nu trebuie să mai revină la DNA pentru că DNA a făcut nu știu ce. Nu este real, nu este nici corect să se pună problema așa, și nu este, mai ales, nu este nimic dovedit în acest moment. Așa cum cred eu că procurorii DNA sunt capabili să cerceteze orice persoană din țara asta care săvârșește infracțiuni ce intră în segmentul nostru de competență, la fel de bine poate cerceta și judecători și procurori. Nu cred că nici membrii sistemului judiciar nu-și doresc sau nu și-au pus problema, marea majoritate a lor, în a avea un statut special sau în a nu ajunge la DNA sau... Nu mi-e foarte clar de ce se dorește această excludere a DNA, dar ce pot să vă spun este că din percepția mea la nivelul sistemului judiciar, la nivelul, mă rog, colegilor sau persoanelor care intră în contact zi de zi, nu am văzut și nu am remarcat o astfel de dorință a excluderii DNA. Cu toate acestea, mă rog, la nivel politic sau la alte niveluri, nu știu care pe mine mă depășesc, văd că se dorește acest lucru. Vă mulțumesc pentru invitație și că m-ați ascultat și vă stau la dispoziție pentru întrebări, dacă aveți. Mulțumesc foarte mult, doamna procuror, șef adjunct. O să-mi păstrez întrebarea pentru final, ca să rămânem în rigoarea dezbaterii, dar totuși o paranteză, pentru că ați menționat de un amendament l-a adus proiectului de Camera Deputaților și care privesc judecătorii CCR și magistrații asistenții în alte curți și ai CCR-ului, să clarificați un lucru. Până astăzi, din informațiile publice, n-am văzut niciun comunicat al DNA-ului cu privire la existența unui dosar asupra unui judecător al Curții Constituționale sau unui magistrat de acolo, adică care face obiectul unei investigații, ca să nu lăsăm să planeze în spațiu public că un amendament introdus și care vom vedea în ce formă va rămâne în urma dezbaterii din Senat, ar urmări eludarea competenței în curs de desfășurare în cadrul unui proces. Doamne, adică din informațiile publice... Nu, nici n-am spus așa ceva. Era o chestiune absolut generală, de principiu și o chestiune juridică. Okay. Adică nu, nici vorba. Dar în percepția publică, adică să nu lăsăm să creadă că există un amendament propus, vizează o nouă categorie socioprofesională, dar să nu avem în vedere alte aspecte sau alte comentarii alte decât competența pentru dosare care se află la noi în curs de cercetare, dar nu se pune problema. Deci discuția era pur ipotetică, pur juridică și total generală. E în regulă. Deci nu avem pe țeavă un dosar acum pentru care s-a urmărit stabilirea unui amendament la Camera Deputaților. Mulțumesc pentru precizare. Întrucât în expunerea dumneavoastră au fost
invocate anumite raționamente legate de punctele de vedere anterior exprimate de invitații noștri. Îi invit pe domnul ministru, pe doamna președinte în altei curți, dacă doresc să aibă precizări. Domnule președinte al CSM-ului, cu îngăduința dumneavoastră, ca să fim interactivi, o să vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, voi fi foarte concentrat strict pe chestiunile ridicate în legătură cu poziția ministerului. Mai întâi a fost o chestiune ridicată de doamna președinte în alte curs legată de soluțiile pe care în viitor urmează le gândim pentru susținerea în alte curs de a prelua și această competență, inclusiv sub aspectele logistic, schemă de personal și mai departe. Vreau să confirm și aceste discuții. Vom fi alături de înalta curte, așa cum am fost și alături de alte instituții în cadrul sistemului judiciar. 2. În ceea ce privește poziția exprimată de distinsa reprezentantă a Direcției Naționale Anticorupție, au fost câteva chestiuni legate. Prima a fost întrebarea de ce nu este întoarsă competența la DNA, ca să mă exprim într-un limbaj uzual în sistemul judiciar. Cred că problema, cu tot respectul, este greșit pusă. Adică, în momentul în care începem un proiect de lege, îl începem de la o pagină goală, având în față mai multe opțiuni. Începem automat pe o goală pe care, obligatoriu, opțiunea de a trebuie să fie acolo. Aș vrea să invoc inclusiv avizele Comisiei de la Veneția. În primele două, 924-2018, 950-2019, să zic pe expres că arhitectura și modul de funcționare a Ministerului Public reprezintă o opțiune a legiuitorului. Și acum vine răspunsul. Aceasta este opțiunea noastră astăzi. Adică așa trebuie pusă problema. Opțiunea legiuitorului, dacă va fi adoptat, evident, proiectul inițiatorului, guvernului, este într-un anumit fel. De ce este opțiunea inițiatorului în acest fel? Tocmai pentru că am plecat, așa cum spunea și președintele în altei curți, de la ideea de a găsi o soluție de compromis rezonabil care să desfințeze SIJ obiectivul principal și să pună în loc un sistem funcțional, sprijinit pe Ministerul Public, pe parchete, pe procurori. De ce în acest moment nu s-a putut lua o altă opțiune? Tocmai pentru că, după cum s-a constatat la încercările precedente, acele alte opțiuni nu întrunesc o suficientă majoritate, un suficient consens în sistemul judiciar, în CSM și în Parlament pentru a trece. Nu am dorit să adăugăm pe lista de încercări eșuate al patrulea proiect de lege care se oprește în Parlament pentru că nu întrunește în majoritate, așa cum într-o democrație, opțiunile din CSM, Garantul Independenței Justiției, materializate în aviz, și opțiunile majoritare din Parlament. Deci, în niciun caz, acest proiect nu trebuie privit ca o sancțiune la adresa DNA, în niciun caz nu trebuie privit ca o încercare de a submina DNA, ci trebuie privit așa cum este el. O încercare rațională de a pune pe masă o soluție funcțională, viabilă. Și vorbesc de pe poziția unui fost ministru, nu numai ministru, și fost ministru și membru al Parlamentului, care nu a emis niciodată vreun atac la adresa DNA, pot fi verificat. Nu există o astfel de declarație. Am susținut și susțin în continuare DNA. Este o instituție de care statul român are nevoie, de care sistemul judiciar are nevoie. Dar așa cum procurorii, nu numai DNA, oricărui parchet, au dreptul să opteze pentru o soluție, fără să fie trași la răspundere de către Ministerul Justiției pentru soluția optată, într-un dosar sau altul, tot așa, și Ministerul Justiției ca inițiator, și Guvernul, și Parlamentul ca decident suprem, aș putea spune, în materie legislativă, au dreptul la o opțiune pentru care nu trebuie să fie trași la răspundere și să li se facă un proces de intenție de către o asociație sau alta, de către o instituție sau alta din statul român. Plecăm de la buna credință cu toții, sper. Răspunderea politică a noastră e da, acolo prezentă și va fi întotdeauna și vom fi obligați întotdeauna să ne justificăm în fața electoratului opțiunile. Dar aici avem de-a face cu o opțiune legislativă. Repet, cum ne spune și avizul Comisiei, e opțiunea dumneavoastră. Cum și în ce fel rezolvați problema? Inclusiv hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 18 iunie 2021 spune același lucru. Da, trebuie desfințat SIJ pentru că presează pe independența magistraților,
dar în același timp este opțiunea statului să găsească o soluție. Asta e opțiunea noastră. 2. În ceea ce privește specializarea. Baza de recrutare a procurorilor care urmează să instrumenteze cauze prevăzute de prezentul proiect de lege este aceeași cu cea căreia îi se adresează DNA atunci când își recrutează procurorii. Legea prevede condiții extrem de exigențe cu privire la experiență, 12-15 ani de experiență, aceasta fiind una dintre condițiile exprimate de foarte mulți magistrați, cu și fără funcții din sistemul judiciar, și cred că este legitimă. Eu, ca magistrat, doresc să fiu anchetat dacă se pune vreun semn de îndoială asupra mea din punct de vedere al legii penale, de un procuror care să aibă experiența și vechimea necesară. Ori, susțin magistrații, în sistemul DNA, cu tot respectul pentru fiecare procuror, sunt și procurori care au o experiență mai mică exprimată în număr de ani. Așa am auzit cu urechile mele din vocile multor magistrați. Nu doresc eu, magistrat, cu 40 de ani, cu 30 de ani de experiență, cu 25 de ani de experiență, nu am garanția, nu am liniștea să fiu anchetat de un procuror care nu are măcar aceeași experiență pe care o am eu. E întemeiat, nu e întemeiat, e discutat. Dar nu putem spune că baza de recrutare este diferită. Tot de la parchete vin și procurorii DNA. În același timp, condițiile din lege sunt, aș putea spune, draconice în privința acestor garanții de specializare. Mai mult, este foarte adevărat că DNA este instituție specializată în anticorupție, sistemic, și tratează sistemic corupția. Dar tocmai că aici trebuie întoarsă problema. S-a reproșat de multe ori că noi dăm un semnal greșit societății prin faptul că reglementăm această competență pe persoane, creând senzația că ar fi corupție în sistemul judiciar. Pe același raționament l-am putea spune și în sens invers. Dacă noi nu concepem decât o competență în cadrul unor instituții care sistemic se ocupe de corupție, cum e DNA, nu dăm implicit mesajul că în justiție avem corupție sistemică, când de fapt cazuistica de la SIJ existentă arată că numărul cazurilor de corupție procesate de ei este infinit mai mic decât numărul cazurilor care prevăd alte tipuri de fapte penale. Sigur că dezbaterea poate fi continuată, dar eu ceea ce vreau să spun este că nu putem considera asta o mantră sau o axiomă că, repet, limitat strict la sistemul judiciar, nu putem avea un sistem specializat de investigare a acestor cauze. Legea de față propune un sistem care include această experiență și specializare. În fine, s-a mai spus de ce plenul CSM implicat în selectarea procurorilor, în procedura de selectare a procurorilor, unde procurorul general are ultimul cuvânt, e adevărat. Pentru că din plenul CSM fac parte și judecători, și procurori, ori cauzele pe care urmează să le instrumenteze procurorii selectați pot avea ca subiecte și judecători și procurori. Mi se pare că este logic. Dacă procurorii chemați să investigheze aceste tipuri de cauze pot avea în investigație judecători și procurori, mi se pare că este logic ca cei care îi selectează să fie și procurori și judecători. Deci în plenul CSM. Nici măcar nu mi-aparține acest raționament, după părerea mea, imbatabil. Aparține Comisiei de la Veneția. Veți găsi în primul aviz al Comisiei de la Veneția acest tip de raționament. Când s-a vorbit de SIJ inițial. În sfârșit, unde, din fericire, am găsit și un punct de astăzi, că altminteri avem multe puncte comune de vedere cu DNA-ul, este în chestiunea amendamentului adus la Camera Deputaților, care, într-adevăr, n-a fost în proiectul Ministerului și nu întrunește viziunea Ministerului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Doamna președintă în alte curți, vă rog. Este inutil să vă spun dumneavoastră astăzi că este dreptul exclusiv al legiuitorului să stabilească competența de soluționare a cauzelor în care sunt implicați judecătorii și procurorii. Dar este în același timp și obligația legiuitorului de a asigura fiecărui cetățean care apelează la justiție accesul la un judecător independent. Prezența noastră astăzi aici nu este justificată
prin prisma faptului că ar trebui să vă spunem care este calea de urmat și așa mai departe, pentru că nu ne permite Constituția să facem asta. Ne aflăm aici pentru a discuta despre realitățile din sistemul judiciar, care, într-un fel sau altul, au generat acest proiect de lege pe care îl aveți astăzi în dezbatere. Revenind la susținerile doamnei procuror, dumneavoastră spune că nu cunoaște și colegii, de fapt, nu și-ar dori ca să intervină această modificare de competență. Eu vă spun că, în calitate de președinte al altei curți, și vorbesc și numele judecătorilor în altei curți, vă asigur, doamna procuror, că judecătorii nu doresc să revină în competența Direcției Naționale Anticorupție. De ce? Pot să vă dau și un răspuns simplu. Pentru că există un trecut care nu a fost încă clarificat nici până la acest moment. Nu că nu a fost clarificat, dar continuă să fie negat. Câtă vreme nu vom clarifica anumite lucruri, nu vom îndepărta semnele de întrebare și incertitudinea. Acesta este motivul pentru care eu cred că legiuitorul a optat și a înțeles să găsească, să opteze pentru această soluție. Vorbeam de un raport al inspecției. Au fost și alte verificări, dar vorbim de unul singur pe care dumneavoastră îl contestați în continuare. E dreptul dumneavoastră, vă faceți într-o cale de a ta de retractare și de aia nu voi discuta, deși aș avea foarte multe lucruri de discutat în condiție și știți bine la ce mă refer. Prin urmare, există un raport, există o hotărâre în altei curți pronunțată în recurs, prin urmare, sunt niște lucruri foarte clar stabilite și asupra cărora nu mai există îndoieli, cel puțin la acest moment. Ați mai făcut dumneavoastră referire la neimplicarea procurorilor sau la modificarea legislativă care viza numirea judecătorilor la înalta curte. Trebuie să reținem cu toții că era o reminiscență. La acel moment, procurorii interferau în cariera judecătorului pentru că aveau un vot important în numirea judecătorilor în alte curți, pe când la parchetul general sau parchetul de pe lângă înalta curte, știți bine, judecătorii nu aveau niciun cuvânt de spus în această, de fapt nu erau deloc implicați. Această poveste a numirii judecătorilor la înalta curte, eu știu că s-a readus de foarte multe ori în discuție în ultima perioadă ca și argument. Trebuie să vă spun că această numire a judecătorilor în alta curte trebuie să rămână așa cum este astăzi. Procurorii nu au de ce să aibă vreodată vreun cuvânt de spus în promovarea judecătorilor. Sunt total de acord, dar că ar trebui la fel și numele. Eu nu vreau să intru în polemic, vreau doar să-mi duc la bun sfârșit ideea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președintă. Domnule președinte CSM, domnul judecător Bogdan Matescu, vă rog, dumneavoastră la dezbateri generale, vă rog. Sigur. Vă mulțumesc pentru invitație. Multe lucruri s-au spus în legătură cu acest proiect. A fost prezentat, au înțeles, au auzit critici. O să le răspund și eu anumitor critici, pentru că s-a făcut referire și la Consiliu într-una dintre ele și este nefondată. Însă, înainte de asta, aș vrea să subliniez alte aspecte decât cele tehnice. Ne place sau nu ne place? Ne întrebăm, negăm temeinic sau nu? O anumită realitate sau o anumită percepție, suntem aici. Suntem într-o zonă extrem de separată în magistratură și în societate. Este o falie din ce în ce mai adâncită pe acest subiect. Este o realitate. Repet, ne place sau nu ne place și dacă nu ne place, o facem fondat sau nu. În același timp observ, sunt la curent cu toate luările de poziție, politizarea excesivă a unui subiect care ține exclusiv de puterea judecătorească. Regret lucrul acesta, vă spun ca un om apolitic pur, înțeleg nevoia partidelor politice ale dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră, e dreptul dumneavoastră, atât mai mult că sunteți reprezentanții poporului, să ridicăm la rang de modus vivendi un subiect sau altul, dar această politizare excesivă nu face altceva decât să adâncească și mai mult falia din societate, să adâncească și mai mult falia din magistratură. Și asta în condițiile în care există o percepție, nu știu dacă reală, că și această politizare
Uneori pare așadar că este alimentată din interior și asta, dacă ar fi real, și eu sunt sigur că nu este, ar fi regretabil. Așadar, aici suntem. Ce facem? Am spus-o și mă bucur să vă revăd, sper de data asta că ultima oară pe acest subiect și data trecută. Optăm pentru un status quo ante sau pentru menținerea unui status actual demonstrat a fi ineficient, nu facem altceva decât să adâncim falia. Nu putem să regăsim consensul. Sigur că da, o puteți face, corect, a spus doamna președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, este opțiunea dumneavoastră ca for legislativ suprem. Dar este ea oare temeinică? Din punctul nostru de vedere, și aici vorbesc calitate de reprezentant pentru că este formalizat votul, nu. Doamnelor și domnilor senatori și distinși invitați, acest proiect de lege a primit un aviz favorabil din Consiliul Superior al Magistraturii. Cunoscând realitatea din Consiliu, mai bine decât oricine îmi permis să spun astăzi, acest aviz favorabil demonstrează că o majoritate din Consiliul Superior al Magistraturii cu păreri antagonice pe subiect a reușit să înțeleagă că acest moment va trebui depășit. Această discuție care pare, așa cum am spus, că parazitează magistratura și societatea, trebuie depășit. Și și-a demonstrat și consecvența instituțională. De ce spun asta? M-a întrebat un domn senator data trecută de ce am votat aviz negativ pe SIJ. V-am spus și atunci, noi n-am avut SIJ niciodată la avizare. Noi am avut o propunere de două rânduri referitoare la direcție și am dat un aviz negativ. Dacă aș fi acum, în același moment, sau dacă ar fi momentul acesta acum, vă mărturisesc că aș vota din nou aviz negativ pentru SIJ. Timpul mi-a demonstrat că am dreptate, din perspectiva eficienței. Este așadar o structură ineficientă, demonstrată. O menținem? Nu se poate. Revenim la situația anterioară și aici aș vrea să ajung și în zona de anumite lămuriri. Vă rog să-mi iertați dacă depășesc un pic timpul, cred că aș putea să-l condensez cu timpul de replici, da. Ne place sau nu ne place, au fost anumite situații percepute în magistratură, fără să atrag într-adevăr o anatemă asupra unui organ judiciar extrem de important și subliniez și eu asta alături de domnul ministru și doamna președinte al Înaltei Curți, care a lăsat răni adânci. O să fac ceva, domnilor senatori, care nu se face. Îmi cer scuze, doamna președinte al Înaltei Curți. Și îmi cer scuze și față de colegii care, pe care o să-i citez, chiar dacă sunt protecția anonimatului. Doamnelor și domnilor, într-o anumită selecție despre care vom vorbi, am primit mesaje de la judecători cu experiență de la Înalta Curte, transmitându-mi dosarul lor, constituit în urma unei sesizări din oficiu, întâmplat după ce s-a pronunțat într-un dosar, într-o măsură, nu știu. Dar de ce vreau să spun? Pentru că este dreptul procurorilor și chiar obligația să se sesizeze din oficiu când au discuții. Acel dosar a fost clasat de sigur. Și vreau să răspund la următoarea întrebare. De ce sancțiuni disciplinare? De ce nu sunt remedii sancțiuni disciplinare? Judecătorii cu experiență veche în alte curți despre a căror integritate îmi permit să spun că nu există nicio umbră de îndoială, au încercat să-și facă dreptate potrivit legii în vigoare. Și au încercat, sesizând inspecția judiciară, să angajeze mecanismele de răspundere disciplinară a procurorului, care, în opinia lor, le-a deschis un dosar în mod abuziv. Iată, așa s-a folosit termenul, nu mă feresc de el. Răspunderea disciplinară era prescrisă pentru că au aflat de soluție ulterior. Este un caz izolat? Da, n-am alte date. Poate să fie izolat. Este lipsit de importanță? Din punctul meu de vedere, nu. Orice situație de derapaj din partea unui judecător, nu numai procuror, dar mai ales din partea unui procuror față de un judecător, reprezintă o problemă reală. Și noi le putem întreba de ce, retoric sau nu, oricât, dacă nu ne facem o introspecție, fiecare dintre noi, personal sau instituțional. Iar dacă în urma acestei introspecție ne uităm în oglindă și suntem mulțumiți, sigur că da, putem să afirmăm și cu mai mare tărie un lucru sau altul. Iată așadar că au fost anumite luni. Și vreau să închei sub acest aspect prezentarea. Ce facem să depășim aceste situații? Doamnelor și domnilor, există situații cu excepție, e adevărat, și îmi permit să spun lucrul acesta pentru că regula magistratură este bună credință și integritate. Există situații de excepție în care magistrații greșesc.
și ei în egală măsură ca și noi trebuie să fim, să fie trași la răspundere disciplinară, civilă, penală. De aceea, o abordare teritorială, cum o propune proiectul de lege, ar putea să conducă la atingerea unui efect. Ce vreau să spun însă este că, și aici vreau să fac o nuanță, n-aș vrea să înțeleagă nimeni, nici opinia publică, nici dumneavoastră greșit, referitor la ceea ce a spus doamna președinte Corbu și domnul ministru Predoiu, să ne imaginăm vreun fel că va exista o avalanșă la Înalta Curte de Casație de Justiție, la secția penală, pentru că, încă o dată, regula magistratului este integritatea și dacă mergem pe datele DNA-ului, pe care nu le-am verificat, o să le verific, dar n-am niciun motiv să mă îndoiesc de ele, am învățat în schimb să verific, se va vedea că nu va fi o bulversare a activității în alte curți. Nici doamna președinte, sunt sigur că n-am vrut să spună lucrul acesta. Prin urmare, mutarea competenței judecătorilor de la curți și procurorilor de la parchetele pe lângă curți nu va afecta într-o manieră atât de mare volumul de activitate, dar accept, și am spus-o mereu, în alta curte de casație și justiție trebuie să fie o instanță de casație de unificare a practicii, intrăm într-o altă discuție. Da, o singură precizare vreau să vă mai fac referitor la ce s-a spus. Acele abuzuri, mă feresc, nu, într-adevăr, nu trebuie aruncată anatema. Direcția Națională Anticorupție este un organ judiciar esențial. Va trebui în același timp să, ca fiecare organ judiciar, da, instanță sau parchet, așa cum am spus, să-și facă o introspecție, o analiză proprie, să-și gestioneze onest vulnerabilitățile interne, așa cum o facem, să dea mesaje societății în acest sens, dacă nu e nimic de îndreptat să nu îndrepte, dacă e ceva de îndreptat să îndrepte, la fel, orice altă instituție judiciară. Dar s-a referit doamna procuror Scarlat, ce doamna procuror șef au adjunct direcție. Mă mărturisesc, îmi pare bine că vă văd, mi-ar fi plăcut să-l văd pe domnul procuror șef direcție, nu l-am mai văzut de mult. Spunea că, vă mulțumesc, spunea că CSM-ul a afirmat că acel raport al inspecției nu produce efecte juridice. Și aș vrea să înțelegem exact contextul în care a fost menționată această propoziție, de altfel a mai fost menționată și într-un comunicat pe care l-a precis și astăzi regretabil al direcției, dar au venit ulterior cu precizări și s-a mai lămurit și societatea și secția pentru judecători. Acest raport nu produce consecințe juridice. Era o întâmpinare a Consiliului față de acțiunea Direcției Naționale Anticorupție de anulare a hotărârii prin care s-a adoptat raportul de control al inspecției dispus de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, apropo de plen, așa cum poate să dispună plenul și controlul la instanțe și parchete și apropo de interferență în cariere. Noi ne-am apărat, ca și Consiliu, menționând că acesta nu este un act administrativ pur, care să producă efecte juridice prin el însă și în sensul de a naște, modifica sau stinge raporturi juridice, cunoaștem, suntem juriști aici, cunoaștem teoria generală a dreptului, precum și teoria contencioasă administrativ. Nu înseamnă că acel raport nu poate produce consecințe pe care trebuie să le evaluăm. A nega anumite probleme, dacă ele sunt, desigur, nu conduce la o evoluție. Încă o dată, gestionarea onestă a vulnerabilităților interne în sistemul judiciar de care vă asigur este o cale spre progres și spre evoluție a sistemului judiciar și a societății. Aceasta este situația. Vreau să vă spun că acel raport de control s-a definitivat într-un fel, pentru că hotărârea prin care l-a aprobat a fost menținută de Curtea de Apel și de Înalta Curte de Casație Justiție și din recurs și confirm, într-adevăr, că este o contestație în anulare formulată de DNA. Asta, sigur, este dreptul fiecărui. Acum suntem în poziții de adversari în proces și îmi permit să spun mai multe, altfel n-aș face-o. Fiecare cetățean, instituția are dreptul de a critica, de a formula căile de atac, pentru că sunt parte, îmi permit mai multe, decât doamna președinte, însă orice magistrat, în primul rând, are obligația să respecte hotărârea judecătorească definitivă și să-și exercite aceste căi de atac într-un mod care să-i facă cinste, care să nu pună la îndoială probitatea morală sau profesională altuia. Doamnelor și domnilor, închei, repet, avizul Consiliului Superior al Magistraturii a fost pozitiv. Vă rog să fiți și dumneavoastră, în data aceasta, în cooperare interinstituțională între puteri, alături de opinia Consiliului, să depășim acest subiect, să pornim într-o nouă etapă de, nici reformă n-aș folosi, de îmbunătățirea justiției, sub toate aspectele sale, inclusiv sub aspectul imaginii, să acceptăm consecvența Consiliului Superior al Magistraturii, care a atras atenția anul trecut, începusem să vă spun că poziționarea pe o tabără nu înseamnă altceva decât adâncirea unei falii, să constatați, așa cum am făcut-o și noi, acest proiect
conține anumite garanții care nu sunt piedici, și apropo, acel filtru propus anul trecut, pentru că tot straudul anului trecut nu a venit de la Consiliu, așa cum incorrect s-a rostogolit, prezintă implicații de checks and balances, așa cum ne cer organismele europene. Să nu uităm într-un niciun moment că plenul Consiliului Superior al Magistraturii și Procurorul General al Parchetului pe Înalta Curte de Casație și Justiție, sub acelei autoritate, deci desfășoară activitatea toți procurorii. De asta mi-aș fi dorit să o văd și pe doamna Procuror General, care a vizat pozitiv acest proiect și mă bucur pentru această un nou semn de înțelepciune. Da, de subliniat, nu poate unul fără altul. Plenul, așadar, și Procurorul General nu pot unii fără alții. Este nevoie de un consens și iată că mi-am dat dovadă de el. Vă rog și pe dumneavoastră să o faceți și vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte CSM. Vă mulțumesc, stimați invitați, pentru punctele de vedere exprimate în dezbaterea generală asupra proiectului legii privind desființarea secției speciale. Timpul, într-adevăr, aleargă și trebuie să ne încadrăm și cu partea a doua a dezbaterii cu asociațiile profesionale și societatea civilă. Vă rog să-mi permiteți, în calitate de președinte, să adresez o întrebare, dar în același timp să fac și o precizare. În calitate de președinte am invitat la dezbaterea de astăzi pe toți reprezentanții cu funcții de conducere ai sistemului judiciar, inclusiv pe Procurorul General și Procurorii Șefi DNA și DICOT. Din motive obiective și vi le menționez, există ședințe în curs de derulare de prezentare a rapoartelor de activitate a bilanțurilor la parchetele centrale din București. Colegii dumneavoastră din Parchetul General și DNA și DICOT n-au putut fi prezenți. Am avut discuții telefonice cu fiecare dintre ei, deci nu este o evitare a dezbaterii, ci dimpotrivă, pur și simplu, având în vedere calendarul dezbaterii acestui proiect, ne-am suprapus peste ședințele de bilanț ale parchetelor centrale. Întrebarea mea începe, de fapt, cu preambulul, care se rezumă simplu, la a îl felicita pe ministrul Justiției Cătălin Predoiu și pe dumneavoastră în calitate de reprezentanți ai sistemului judiciar, inclusiv pe cei absenți, dar pe cei care și-au exprimat punctul de vedere în CSM, pentru un singur lucru, domnule ministru, și anume că ați găsit calea potrivită să realizați consensul pentru desființarea SIJ. Este, după cum ați menționat, suntem la al cincilea proiect de lege care urmărește realizarea acestui obiectiv, așa cum l-am menționat în început, un obiectiv național, un obiectiv și o recomandare, o exigență din raportul din rapoartele MCV din ultimii 3 ani, o exigență a respectării de asemenea unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a recomandărilor Comisiei de la Veneția și a grupului de state Greco. E o realizare, știu că a avut un lung parcurs anevoios obținerea acestui consens, dar e ceea ce contează pentru noi în Comisia Juridică a Senatului, care este cameră decizională pentru acest proiect. Asta îmi permite, de fapt, să formulez întrebarea. Desființarea SIJ este o problemă și desființarea SIJ, așa cum ați menționat și dumneavoastră, nu numai că nu mai are utilitate, nu are substanță juridică să mai rămână în sistemul juridic românesc ca o structură a sistemului judiciar la nivel de parchet, dar știu că toți ați urmărit în toate dezbaterile care au existat și anul trecut, nu doar desființarea unei secții, care este atributul până la urmă al Parlamentului de a înființa și desființa instanțe și parchete în colaborare cu CSM-ul în funcție de nevoile sistemului judiciar, ci de fapt de a ajunge în situația de a scoate din sistemul judiciar și din dezbaterea publică și legislativă cauzele care au dus la înființarea SIJ, tocmai avându-le acum în discuție pe partea a doua a ceea ce construim, ceea ce reglementăm sub forma competențelor ulterioare. Și da, doamna procuror șef Scarla, vă mulțumesc pentru punctul de vedere exprimat. Ca senator, membru al Comisiei Juridice, de la momentul 2018, de când am participat la primele dezbateri care au dus la adoptarea legii de înființare a SIJ, până, iată, acum, în situația de a
ajunge să reversăm această procedură legislativă și să înlăturăm din sistemul judiciar această structură care e în afara cadrului european. Dați-mi voie să vă spun că singurul lucru pe care l-am avut în vedere au fost cauzele înființării. Să nu mai repetăm greșelile trecutului, inclusiv atunci când stabilim noile reguli de competență materială. Și principala acuză, că vorbim deschis în această comisie juridică, care are o anumită exigență la Senat și o anumită rigoare, principala critică pentru secția specială a fost aceea, în limbajul comun, pe care și noi l-am primit sub forma opiniilor transmise din sistemul judiciar și din societatea civilă, este că s-a dorit la înființare să funcționeze aproape ca un alt ego al DNA-ului, un alt DNA. Iar a doua acuză, de fapt, care a fost constatată în toate înscrisurile organismelor europene pe care le-ați menționat toți în cadrul acestei dezbateri generale, a fost rolul de efect, de presiune, de afectarea independenței deopotrivă a judecătorilor și a procurorilor, a acestei secții speciale. Suntem, iată, în situația în care, cu privire la desființare, nu mai avem opinii diferite, slavă Domnului, dar suntem în situația de a purta acest dialog legislativ-instituțional asupra modului în care stabilim noile competențe pe o chestiune sectorială, răspunderea penală a magistraților. Și întrebarea mea pentru dumneavoastră, doamna procuror șef adjunct, dacă pentru secția specială este dovedit, este susținut că într-adevăr au avut aceste accese, devieri de la atitudinea instituțională care au afectat independența judecătorilor după caza procurorilor, vreau să vă întreb, stabilind competența în forma în care a ajuns proiectul de lege în dezbaterea finală la Senat, stabilind competența de investigare a faptelor penale săvârșite de orice magistrat, judecător sau procuror, în sarcina colegilor de cadru secției de urmăriri penale de la Parchetul General, dumneavoastră, colegii dumneavoastră din cadrul DNA, consideră că reprezintă în continuare un mijloc de afectare a independenței oricărui magistrat din țara aceasta? Este întrebarea mea personală pentru că, din toată discuția legată despre secția specială, în opinia publică, acesta a fost discursul și politic și civic, că este un instrument de intimidare a judecătorilor și procurorilor din România. Îl punem deoparte. Rămâne o etapă legislativă care își va înceta existența. Dar suntem într-o nouă construcție a competenței de investigare a unor fapte penale cu privire la magistrați și aș dori opinia dumneavoastră, pentru că acesta va fi în continuare, dacă e cazul din partea unora partizane a unui punct de vedere, principala critică, că se continue să se mențină un efect intimidant asupra colegilor judecători și procurori. Vor fi presiuni sau interpretați că există o formă de presiune ascunsă în cadrul stabilirii acestei competențe la secția de urmărire penală a parchetului în alte curți? Vă mulțumesc. Rog, la microfon sau apăsați la microfon. Nici vorbă, nici nu mi-aș permite să zic așa ceva, nici nu gândesc așa ceva. Nici nu am făcut astfel de afirmații nici în legătură cu SIJ. Păcatele SIJ erau, sau mă rog, le consideră fiind de altă natură și era vorba de construcții juridice. Nu, eu personal nu m-am simțit niciodată amenințată în independența mea de nicio structură care a fost incompetentă să cerceteze magistrații. Nici nu cred că voi simți vreodată astfel, nici vorbă de așa ceva. Colegii de la secția de urmărire și, mă rog, și ceilalți colegi care ar fi competenți potrivit acestui proiect sunt dincolo de orice dubiu, așa cum a afirmat și domnul ministru al Justiției. Până la proba contrară, n-am nicio problemă cu cine ar efectua urmărirea. Aici era chestiune de principiu și de chestiuni juridice și de ceva care apare cumva ca ieșit din firesc. Înțeleg că e o pagină albă și poate că acesta este firescul. Atâta tot, nici vorbă că oricine s-ar stabili că trebuie să cerceteze magistrații, ar afecta în vreun fel independența sau că n-ar fi capabil sau nici vorbă de așa ceva. Nu, n-am astfel de teme ca să vă răspund întrebările. Vă mulțumesc. Stimați colegi membri ai Comisiei Juridice, vă rog înscrieri la cuvânt. Doamna senator Simona Spătaru, vă rog. Spătaru.
și vă mulțumesc pentru acest dialog. Domnule ministru, pentru dumneavoastră o întrebare, un preambul întâi. În contextul în care în toamna anului trecut Comisarul European pentru Justiție a cerut Guvernului Român un punct de vedere privitor la decizia prin care Curtea Constituțională a României a negat practic prioritatea de aplicare a dreptului european în raport cu Constituția și tratatele de aderare la care România e parte, vă întreb dacă acest conflict pe care practic CCR l-a declanșat între București și Bruxelles, având în centru această secție specială de investigare a infracțiunilor din justiție, și luând în considerare acest aspect și răspunsul pe care guvernul Câțu l-a dat, din care arăt două fraze. Proiectul de lege privind desființarea secției, adoptat de guvern la 18 februarie 2021, a fost transmis spre adoptare Parlamentului și se află în dezbaterea Senatului. Toate elementele folosite de curte cu privire la compatibilitatea legislației naționale cu dreptul Uniunii Europene au fost avute în vedere de guvern în procesul inițierii și susținerii proiectului de lege de desființare a SIJ. Comisia de la Veneția a validat prin avizul din 5 iulie 2021 corectitudinea proiectului de lege în forma inițiată și promovată de guvern. Iar avizul Comisiei de la Veneția redă astfel: salut intenția autorităților române de a reforma sistemul judiciar și de a reda atribuțiile procurorilor de la DNA și DICOT. Având în vedere aceste idei, domnule ministru, eu vă întreb de ce v-a determinat să abandonați proiectul de desființare a SIJ validat de Comisia de la Veneția, mai ales pentru argumentul că redă atribuțiile procurorilor de la DNA și DICOT, proiect de altfel susținut de guvernul condus de domnul Câțu, președintele partidului din care și dumneavoastră faceți parte, și cum apreciați că sunt afectate la acest moment, dacă acest proiect trece, cum sunt afectate competențele DNA. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebare, doamnă senator. Eu nu eram în poziție și nu sunt nici astăzi să abandonez acel proiect. Un proiect poate fi cel mult abandonat de inițiator. Proiectul, într-adevăr, se află la ora asta părăsit, fără nicio șansă de adoptare în Parlament și a fost inițiat de către predecesorul meu, un coleg de-al noastră de partid. Deci dacă cineva l-a abandonat, l-am abandonat eu. Nu înțeleg de ce proiectul n-a trecut. Până la urmă este și sarcina Ministerului să intre într-un dialog instituțional cu Parlamentul și să convingă Parlamentul pentru adoptarea unui instrument legislativ sau altul. Nu fac nimănui o cauză sau proces de intenție. Probabil că au fost cauze obiective care au condus la abandonarea proiectului. Și cred că una dintre ele este faptul că proiectul nu a avut avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Am spus acest lucru în expunerea mea inițială. Deci cred că acel proiect, sărmanul, a fost lipsit de șansă de când a fost lansat spre Parlament. În niciun caz nu este responsabilitatea mea. Nu eu l-am trimis în Parlament fără avizul CSM, nu eu l-am abandonat. Întrebarea era evident în contextul avizului Comisiei de la Veneția din 5 iulie. Evident, așa, am circunstanțiat întrebarea în mod deosebit. Deci am lămurit chestiunea cu abandonul. Elemente, deci abandonul de proiect nu este avizul. În sarcina conducerii Ministerului la ora aceasta. Este poate în sarcina, nu știu, contextului politic de anul trecut. Ca să fim riguroși. În ceea ce privește și despre aviz, că a pus și problema avizului. Da. Avizul salută, dar același tip de aviz de la Veneția spune clar, inițiatorul, guvernul, parlamentul, au opțiunea să opteze între diverse formule. A salutat acea formulă, de altfel nu suntem străină de ea, da? Dar în același timp nu exclude nimic ca o altă formulă de reglementare să poată să dovedească viabilă. Și eu cred că va fi viabilă și ce prezentăm noi aici. Vă mulțumesc, domnule ministru. Într-adevăr, o completare pentru distinsa mea, colegă senator. Vă reamintesc că avizul Comisiei de la Veneția din 5 iulie 2021 a salutat soluția desființării SIJ ca și obiectul legii pe care o dezbatem astăzi, dar a inclus cu titlul de recomandări prioritare, care țin de o prioritară abordare în reforma sistemului judiciar,
două probleme pe care, din păcate, fostul ministru al justiției al USR-ului nu le-a transpus la începutul sesiunii parlamentare din septembrie 2021, astfel încât să facă posibil consensul pentru, politic pentru susținerea acelui proiect. Și vă reamintesc, le găsiți pe ultima pagină a avizului din iulie 2021, e vorba de problema răspunderii penale sau a lipsei răspunderii penale în cazul soluțiilor pronunțate de procurori și a hotărârilor judecătorești pronunțate de judecători cu bună credință în exercitarea atribuțiilor judiciare și de problema unei proceduri accelerate pentru rezolvarea plângerilor și canatorii, care a fost constatată și de Comisia de la Veneția că în lipsa ei, de fapt, pune în pericol eficiența oricărei structuri de parchet care ar investiga, inclusiv a Direcției Naționale Anticorupție. Deci acolo trebuie căutate problemele pentru nefinalizarea proiectului printr-un vot acelui inițiat de colegii noștri de la USR. Doamna senator Laura Magher, secretar al Comisiei, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt multe de spus și despre proiect, dar aș fi dorit totuși să-i adresez o întrebare domnului Bologa. Nefiind aici, eu înțeleg și pe doamna Scarlată, dânsa a venit cu un mandat și reprezintă instituția, că altfel nu cred că ați fi putut spune așa zisele abuzuri. Astfel, adresez domnului fost ministru, actual ministru și parlamentar al circumscripției 31 Prahova, de altfel ca și mine, domnule ministru, despre abuzurile săvârșite de paraditorii Portocală și One, de la așa zisă unitate de elită de Neapoi, nu vreau să mai aduc aminte, pentru că ceea ce au făcut acești doi, nu știu cum să-i numesc, poate nu e prea mult chiar penal, întrece orice limită a activității unui magistrat și nu face cinste sistemului judiciar. Dar totuși nu pot să menționez două cazuri care au oribilat opinia publică. Cel al doamnei judecător, Ruxandra Popescu, de la judecătoria Sinaia, și al fostului șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, domnul Liviu Tudose. Dincolo de motivarea achitărilor din dosarele dânșilor, fabricate, bineînțeles, cum știm foarte bine, și anume acea motivare că fapta nu există, cel puțin în cazul domnului Liviu Tudose, statul român trebuie să plătească daune de aproape 200.000 de lei. Întrebarea mea este următoarea. De la cine o să recuperați acești bani prin care statul român este prejudiciat? Prejudiciu cauzat de dorința exacerbată a celor doi de a distruge destine și cariere. Că aici tot am vorbit despre independența, despre garantarea independenței justiției, poate vorbim și despre răspunderea magistraților. Vă mulțumesc. Înțeleg că, practic, întrebarea mi-ați adresat-o mie. Nu, domnule ministru, pentru că aș fi dorit să fie domnul Bologa. Eu înțeleg mandatul dumneavoastră care ați venit, v-am spus că altfel ca magistrat nu cred că ați fi spus tot așa zisele abuzuri, care nu pot decât să vă spun două, trei nume și două, trei județe. Prahova, Bihor, Brașov și două, trei nume și atunci nu cred că există o excepție. Da, cu legătură cu acest lucru, eu doar vreau să atrag atenția, să nu puneți semnul egal între o achitare și un abuz. Pentru că abuzurile ar putea fi dovedite doar printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru o faptă penală sau, eventual, printr-o hotărâre de disciplinară, dacă s-ar stabili că s-a săvârșit vreo abatere disciplinară în legătură cu această chestiune. Din cunoștințele mele, domnul Negulescu, la care faceți referire, nu a fost sancționat disciplinar pentru vreo faptă de cercetare a cuiva, are o sancțiune disciplinară pe o discuție cu o denunțătoare, mă rog, pe modalitatea de exprimare și așa mai departe. Și în acest moment știu că este trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni în legătură cu alte persoane și nu cele la care ați făcut dumneavoastră referire, adică nu magistrați. Doar vreau să spun că nu puneți semnul egal între abuz și achitare. O achitare fie ea și pe A. Au mulți colegi și nu numai în legătură cu magistrați, ci și cu alte categorii profesionale. Ele sunt și ele sancționabile în modalitățile prevăzute de lege, CSM-ul știe acest lucru, dar în niciun caz, eu când spuneam așa zisele abuzuri, mă refeream la abuzuri
în sensul legii penale, demonstrate printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală sau măcar disciplinară, să se stabilească că s-a realizat o abatere disciplinară sau să vă știu o abatere disciplinară în legătură cu cercetarea cuiva. Eu nu am cunoștință să existe așa ceva. De aceea le-am spus așa, dacă va exista, ok, cine a făcut ceva să răspundă. Sunt total de acord cu această chestiune. Mulțumesc, domnule ministru, aveți intervenție la acest punct? Dacă mi se mai permite după intervenția anterioară, dacă mai e necesar, sigur. Aș face un comentariu general plecând la întrebarea dumneavoastră. În tot parcursul acesta de la inițierea primei versiuni de proiect, dezbateri, consultări, avize, etc., până astăzi, mi-am mai fixat un obiectiv pentru minister și anume să nu las ca dezbaterea legată de înființarea, desființarea, înlocuirea SIJ cu un alt sistem de competențe să se transforme într-o dezbatere împotriva DNA. Am încercat întotdeauna să țin dezbaterea pe un făgaș care se referă la obiectul discuției, respectiv SIJ. Și doresc să mă mențin pe acest făgaș. De aceea vreau să subliniez încă o dată că sunt locuri diferite în care se discută subiecte diferite. Cazurile semnalate de dumneavoastră trebuie discutate în justiție și din câte înțeleg că există în continuare proceduri pe rol. Ceea ce discutăm azi aici este rezolvarea legislativă a unei probleme care ține de arhitectura sistemului judiciar. Filozofia proiectului este una constructivă de a găsi o soluție care să ofere garanții de independență, să fie funcțională, să poată continua efortul de combatere a infracționalității, să nu dea semnale greșite societății, să calmeze pe cât se poate sistemul judiciar, să permită mai departe opera sau, mă rog, efortul de îmbunătățire a funcționării justiției. Nu este un proiect care are o filozofie destructivă, o filozofie bazată pe suntem împotriva lui cutare sau cutarei instituții. În general, mi este străină această modalitate de gândire. De aceea, cred că legile, așa cum sunt ele și cum vor fi modificate, vor da răspuns și întrebării dumneavoastră, aplicarea legii, inclusiv în materia răspunderii. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Domnule senator Aur, Sorin Mateescu, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și domnului președinte al CSM pentru că a reiterat poziția privind avizul pe proiectul de lege a desfințării SIJ. Tot pentru dânsul am o întrebare. În nou proiect de lege avem în articolul 3, alineatul 5, care prevede că procurorii pot ancheta și alte categorii de persoane alături de magistrați. Cum apreciază dânsul în astfel de spețe, dacă sunt drepturile și libertățile procesuale garantate și ale fiecărui suspect până la urmă, că și magistratul în calitate de suspect trebuie să beneficieze de atât de drepturi și libertăți procesuale, cât și de... Și cum vede dânsul dacă operează prezumția de nevinovăție, având în vedere că sunt cercetate și alte categorii de persoane, dacă operează până la închiderea procesului penal. Vă mulțumesc. Pot să intervin, doamnă președinte, nu? Rog, domnule președinte. La 3.5 din proiectul de lege, procurorii anume desemnați efectuează urmărirea penală și în situația în care aceea. Ok. Aș vrea să înțelegem foarte bine textul, a făcut obiectul analizei noastre în Consiliu. Articolul 3, alineatul 5, reprezintă în realitate consfințirea unei reguli. Știți care este regula? Pentru că o critică a Comisiei de la Veneția, reluată și astăzi de către doamna procuror șef adjunct direcție, viza acea luare de dosare ca urmare a efectuării plângerii. Vă spun și dumneavoastră astăzi și tuturor, aceasta acum, pe al 3 alin 5, este o problemă falsă. Dacă vreodată cineva și imagina că un dosar poate fi preluat ca urmare a plângerii adresate magistratului care îl instrumentează, de data aceasta este consfințit și prin lege că nu. Deci, ar 3 alin 5 are următoarea semnificație. Regula este disjungerea. Numai în ipoteza în care, spune legea din motiv, proiectul de lege, mă rog, doar dacă din motive temeinice privind buna desfășurare a urmării penale,
Cauza nu poate fi dijunsă. În urmare, procurorii anume desemnați au ca regulă, chiar și în ipoteza coparticipării acesteia, da? Conexității sau invizibilității și implicării mai multor persoane, au ca regulă cercetarea doar a magistraților. Excepția este atunci, bineînțeles, când vorbim despre un instigator și un complice, unde e vorba de indivizibilitate, nu? Sau infracțiune continuată. Continuă. Nu se poate dijunge abia atunci, nu se poate realiza procesul penal, nu se duce în altă parte. Dosarul este luat cu totul la acești procurori anume desemnați. Se respectă prezumția vinovăție, așa cum vă spunea și domnul ministru și cum spunea și doamna procuror șef și doamna președinte, procurorii își desfășoară ca regulă, ca și judecătorii, regula este aceasta, integritatea și bunul și profesionalismul. Nu văd o posibilă încălcare a vreunui prezumției nevinovăție, ci reprezintă încă o dată, vreau să subliniez că dacă se repetitiv, statornicirea legală a unei reguli. Nu pleacă dosarul, cum s-a mai întâmplat, știți, am avut situații la cerere. De data aceasta avem și un control efectiv pe linie ierarhică, dacă se naște un copil pozitiv de competență, de hotărăște procurorul, era superior comun, este procurorul general, dacă el este de principiu. Bine, în urmare, regula este că procurorii anume desemnați, pe baza ar 3 alineatul 5, ei fac urmărirea penală și în situația în care sunt implicate și alte persoane, regula fiind așadar cea a disjuncerii. Acum, și eu vreau să mai spun în extra întrebare și îmi cer scuze că vă rețin, dar și eu vreau să subliniez acest lucru. Suntem în sistemul judiciar, judecători, procurori. În niciun caz nu vreau să aveți percepția că CSM-ul sau eu sau orice altcineva din sistemul judiciar aruncă o anatemă pe Direcția Națională Anticorupție. Direcția Națională Anticorupție, am și subliniat, este o instituție esențială, pe sold, cum se zice, a avut rezultate absolut remarcabile. Ceea ce este un pic delicat este să nu cumva să avem senzația, acum se pare că se poate desprinde în mod rezonabil, că însă și o instituție sau alta, printr-o anumită insistență, dă această senzație. Eu sunt sigur că DNA-ul nu dă senzația în niciun caz că este o dezbatere în sistemul judiciar împotriva acestui parchet. Dar nici nu vreau ca sistemul judiciar să creadă că anumite lor de poziții publice ale acestei direcții conduc într-o concluzie diferită. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Juridice, stimați invitați. Timpul alocat acestei dezbateri generale împreună cu reprezentanții sistemului judiciar și Comisia Juridică a Senatului s-a încheiat. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența în cadrul acestei dezbateri și pentru dialogul consistent pe care ni le-ați oferit pe seama acestui proiect. Vom continua ședința de astăzi împreună cu reprezentanții asociațiilor profesionale ale magistraților și cu reprezentanții societății civile. Închei spunându-vă că și la Senat, Camera Decizională pe legile justiției și inclusiv pe acest proiect de lege privind desființarea secției speciale, avem un obiectiv politic, eminamente politic, din perspectivă legislativă, care, domnule ministru, stimați invitați, îi privesc pe cetățeni. Desființarea SIJ nu este doar despre dumneavoastră, judecători, procurorii, CSM, înaltă curte, structuri specializate. Vă reamintesc că dacă, din punct de vedere legislativ, s-a creat o structură care a dus la polarizarea sistematică a sistemului judiciar, până acolo încât să punem în pericol funcționarea însăși a sistemului judiciar pe toate palierile, cred că e interesul inclusiv al cetățenilor să readunăm sistemul judiciar și să-i dăm această coeziune pentru, cum spunea ministrul Justiției mai devreme, pentru funcționalitatea lui. E vorba despre cetățeni, inclusiv în cadrul acestui proiect de desființare a secției speciale. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes. Ne continuăm activitatea după o scurtă pauză. Vă mulțumesc!